Ce zi minunată! Numai bună pentru a juca niște Conan Exile. Hai să intrăm pe serverul nostru favorit. Acum ați văzut și voi serverul, poate dacă aveți cont de Conan Exile o să puteți urmări progresul sau chestii. Cred că ar trebui să cenzurez serverul mișeilor. Nu vreau ca cineva să-mi spargă baza. Nu știu ce m-aș face dacă cineva mi-ar sparge-o. Ar fi o tragedie nemai văzută. Oh, dar vai. Oh, dar vai, dar de ce am pe jos un săculeț? Probabil nu s-a generat cum trebuie mapa. Săculețul are item în el. Oh, dar vai, o gaură în tavan, dar nu! De ce am o gaură în tavan? Nu pot să urc prin ea. Măi, urcă prin ea, măi. Nu fi inapt acum. E momentul să fii inapt. Izauru. No, se pare că Izauru e prea inapt. Nu e nicio problemă. Se pare că ceva mi-a spart baza. Dar am noroc, mi-am făcut două baze. Nu ar fi putut găsi slăbiciune la ambele baze. O, dar stai! Cineva a spart și a doua bază și a golit tot din ea. Da, acum hai să lăsăm miștocăria la o parte. Cineva a fost suficient de disperat încât... dacă ați fost atent la... Dacă ați fost atent la videoclipul anterior, am spus că baza asta nu poate fi spart de niciun fel de arme. Ca să spargi o bază din tier 2, îți trebuie explozibil. Ca să faci rost de explozibil, îți trebuie nu știu ce sânge de nu știu care, pe care îl faci rost de la dragon. Deci cineva a dat sânge de dragon pe pătratele mele, frate. Pe pătratele mele. Numai că norocul face ca eu să fi avut o parte din iteme, mă rog. Chestiile astea, târnăcop, topor, mă rog, astea o sabie. Sabie, topor, târnăcop, arbaletă. Și vreo 30 de săgeți la mine. Și băta asta de sclav și măciuca. Și culmea, nu mi-am pierdut tot ca tura trecută. Problema la locul ăsta, de fapt nu era o problemă, era cel mai bun lucru. Că dacă te uitai 4 metri în față, vedeai iron. Aici iron. Acolo iron. Dincolo iron, dacă vedeți îndepărtarea cea mare. Acolo iron, în față, cred că și ăla e iron. Ideea e că e foarte mult iron în zonă și eu trebuia doar să cobor 4 pași, pac, mi-am luat ironul și gata. Am nu trebuie să mă mut, trebuie să-mi construiesc altă bază și nu o să mai investesc în pereți și din astea. Eu vreau numai să fac nivel 30 pe serverul ăsta și să vină clipa dreptății și știu mă cine mi-o spală, mă pișați de acolo din... V-am arătat citatea, mă pișați aia singurii din zonă, mă, i-am văzut probabil unde stau. Că eu tot mă plimbam pe acolo, acolo este ceva așezare din asta de păștinaș și m-am dus și le-am luat sclavii. Și am pus la roata. Acum o să trească să fac altă roată și alte tâmpenii, mă. Fai de capul meu, mă ia mama dracu. A, ce m-aș infiltra undeva, mă? Că nu cred că o să gândească că m-aș fi pus fix lângă. Ia, ce undeva, mă, dacă aș găsi un loc prosper, iară ceva glitch din ăla să mă infiltrez cumva, să nu mi se vadă căsuța. Cuibușor de nebunii. Ia, cine-i găurice? Ia, mă, cine un cap? Nu cred, ridică-te-mă în picioare. Dacă s-ar... Păi, ești nebun? Păi, sunteți bolunzi la cap? Bine ai venit acasă, Izauru! Cea mai bună casă! Ai de capul meu! Na, dați un pic să văd ce dracu e aici sus, mă. Ce s-a templul lui Anubis, nu? Dar nu pot să urc sus acolo, să mă bag în piatră. Acolo, sub scara. Era ceva sub scara. Dacă ați văzut loc din ăla. Ia, mă, stai, mă, că poate pot să urc în scara. Nu fi lălău. Îmi place locul ăsta. Mi s-a terminat stamina. Hai, mă, încarcă-ți stamina. Că e de explorat acum. Reușesc să intru acolo. Ăsta e și mai bun loc. Am și un pic de spațiu. Acolo, joc tare în spațiu. Mamă, ce e aici? Sunt în interiorul. Dar nu pot să... Bă, da, sper că nu pic acolo și mă blochez, așa e? Mamă, cât spațiu e aici. Bă, nu fiți lălăi, mă. Și pot să urc și de sus? Ia stați un pic că urc sus, mă, că... Se pare că mi-am găsit imperiu, prieteni. De jos am văzut ceva lumină aici sus, mă, cumva. Ia, mă, cineva și-o pus, nici prost, mă, eu nu o să pot construi din cauza că... La măta! Cineva și-o construit aici, mă, pe pod. Hai să văd și-o construit imperiu sau ceva.
acolo sus, mă, și-o baricada podul. Dar bine că la ăsta n-ați venit să explodați podul, mâncam iar curul. Bă, nu-i bine, nu-i bună ideea, nu-i bună ideea. Mă duc. Mănânc. De undeva ceva, stai că cred că am ceva gâze la mine. A, am o gâză, băga-mi așa. Na, ok, trebuie să mănânc neapărat ceva. Deci neapărat, nu că... Nu intră în discuție. Și poate reușesc, mă, să sar acolo jos. Și să nu mă blochez. O să încerc. Mă, mai întâi să-mi bag toate itemele în chest. Că în cel mai rău caz mă sinucid acolo jos și mă dă la pat. Și la itemele din chest. O, se pare că am ajuns. Așa ar trebui să fie patul. Băi, ce l-am lăsat? Ai, ai, ai. Că nu mai faci tu fițe. Ia, luate armama dracu. Stai să-mi fac un pat repede. Că cineva mi-a spart patul, cred că. Stai să verificăm că eu aici mi-am pus... A, uite, 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 nu mai fac alt pat. Stop, oprește-te din crafting, oprește-te din crafting. N-am niște carne. Cred că o să mor din cauza hiene astea. Toporul nu cred că dă suficient damage. Mori! Mori! Mori tâmpene! Oh, am sabie! Mi-am reparat-o. Ai de capul meu. Nu, stai că iau hrană din asta. Așa, hrana, lemne, pornește. Dar o să mor până atunci, așa e. Vai, ce prostie, mă, de nu era hiena aia. Stai că poate dacă stau într-un loc, nu mai am o gâză din întâmplare la mine, nu mai am. Ah, destul de rău. Uitați cum mi se învârte cadavrul. Breakdance. Na, no, trebuia să-l învârt mai mult, s-o terminat. Cum învârtea ala. Hai, mă, scoală-te în picioare să ne luăm item-e și să mergem. Facem un chest aici. Bă, te rog, nu mă pune în deșert. Unde dracu -s? Sper că se generează mapa, că dacă sunt deșert. În curul gol în deșert. De ce dracu sunt curul gol în deșert? Nu mă întrebați, nu am absolut nicio idee. Am avut pat, mă, și scria clar Izauru acolo, frate. Ai, că și eu n-am vrut să-mi fac alt pat, am zis că las că am pat, e ok, ok, tot e ok. No, bine, mă, să acela poalele locului unde am murit, am ajuns într-un final după câteva zeci de minute, cred că am mărăt vreo 10 sau 15 minute, poate 20. Și aici ar trebui să-mi găsesc cadavru, cred. Uite că mi-am găsit și cadavru, ce m-am speriat. Am pierdut ceva vreme pe drum și am venit cu ouă, cu de toate. Lapte, brânză, carne, ouă. Hai să-mi repar și sandalele și mănușile. Să pun astea în mână. Harponul, cel, nu știu la cel dracu să-l folosesc, dar mi l-am craftat, habar n-am, deci am și săgeți la el, am și săgeți de arc. Păi, mare arcaș eu, Jumong mă numesc. Uite-mă că aveam pat, nu ești prost la cap. Stai că sparg. Dar mai am unul, așa e în inventar. Nu mai am, dar mai pot să fac unul. Mă, ce prostie, de dacă n-aveam pat, mă, nu mi-era ciudă, dar ia ce patul. O să-mi pun patul acel lângă foc, totuși, pac. Aici, gata, deci de nu mă spawnează când mor aici, direct. Atac miocardic fac. Că nu pot să-l bag în apă, asta e nașpa. Ok, o să-l pun aici, să sperăm că nici dracul nu o să-l vadă. De fapt, stai că-l bag din coace. Mai mult tare sceptic îs acum. Că a venit cineva și mi-a sparge chest-ul. În 5 minute când mă duc să verific. Pac, l-am pus. Gata. Da, mai trebuie niște lemn. Să mă duc să-l pun în același loc. Deci dacă cineva îmi găsește chest-ul, m-am lăsat de server. Deci nu, nu mai încep eu de la început. Am început o dată din cauza uneia care mi-o spar baza. Bag iron-ul și chestia aia. Mai lăs un pic de carne, bag lemne, pâză de păianjen, material din ăsta. Mi s-a părut că aud paști, deci era un copil aici, tătătă mă căcam pe mine. Tă făceam rage quit, plângeam. No, bun, pentru știință, fraților. Dar nu, aș putea să trec de stâlpul ăsta de aici. No, se pare că, sper să nu mor, mă. Te rog, nu-mi zic că mai dat la spawn.